Asociația Română pentru Consiliere și Sprijin organizează în această perioadă o nouă ediție a cursului de dezvoltare a emisferei drepte. Exercițiile servesc pentru două scopuri. În primul rând, învățăm să desenăm și crește semnificativ tehnica de desen. Asociația Română de Consiliere și Sprijin derulează acum practic a treia ediție a cursului de dezvoltare a emisferei drepte prin tehnici de creativitate și desen. Am mai avut o ediție cu adulți și o ediție cu tineri, cu elevi de liceu. La această a treia ediție participă colegii de-ai noștri din ARX, pentru că noi avem și ca și misiune organizațională să dezvoltăm specialiștii care lucrează cu și pentru tineri. Este o activitate cu totul specială, chiar pot să spun. Chiar dacă denumirea cursului este dezvoltarea emisferei drepte prin creativitate și desen, ne axăm foarte mult pe a gândi în alt fel, ceea ce se reflectă în schimbarea stilului de desen. În cele trei zile, prin jocuri de creativitate, jocuri de a vedea, înțelegem fiecare imagine, cum e procesată de creierul nostru, de ce emisfera stângă și de ce emisfera dreaptă și cum să facem ca emisfera dreaptă să stângă, să nu intervină peste ceea ce vede emisfera dreaptă, să reușim să desenăm în mod cu totul diferit față de cum desenam până acum. Emisfera noastră stângă funcționează la o capacitate de 4.000 de biți, iar cea dreaptă la 11 milioane de biți. Scopul principal este să-ți exploatezi posibilitățile emisferei cerebrale drepte, posibilități care sunt limitate de lumea noastră rațională, să redescoperi și să-ți trăiești creativitatea, intuiția și puterea creativă. Nu am crezut că într-un timp atât de scurt se pot obține rezultate atât de spectaculoase. Am învățat să nu mai gândesc în timp ce desenez și totodată mi-am dezvoltat răbdarea. Cum este să lucrezi fără să gândești? Minunat! În primele două zile sunt exerciții practice prin care se încearcă blocarea emisferei stângi și accesarea stării de bine, care este starea de emisferă dreaptă. După patru zile de cursuri, toți cei care participă pot să își facă un autoportret.